viața și ostenelile Sfântului, Slăvitului și întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist 26 septembrie, Sfântul Apostol și Evanghelist de Dumnezeu Cuvântătorul, era fiul lui Zăvedei și al Salomiei, care era fiica lui Iosif Logodnicul? Acesta a fost chemat de la mrejile pescărești la propoveduirea Evangheliei, când Hristos, Domnul, umblând pe lângă Marea Galilei, își alegea din pescari apostoli și a chemat pe cei doi frați, pe Petru și pe Andrei. Atunci a văzut și pe Iacobal lui Zevedei și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedei, tatăl lor, legându-și mrejele lor, și a chemat la sine, iar ei îndată lăsând corabia și pe tatăl lor. Au mers după dânsul Matei 4, 11 la 22, la primirea sa. Ioan a fost numit de Hristos, domnul fiu al tunetului, căci ca tunetul avea să se audă în toată lumea și tot pământul să umple și umbla după bunul său învățător urmând pașilor lui și învățând înțelepciunea care ieșea din gura lui și era foarte iubit de Hristos, domnul său pentru nerăutatea lui cea desăvârșită și pentru curăția fecioriei, și l-a cinstit pe el Domnul. Între cei 12 apostoli, ca pe un prea ales și era unul din cei trei mai de aproape ucenici ai lui Hristos, cărora le descoperea mai mult tainele sale cele dumnezeiești. Când a vrut să învieze pe fiica lui Iair, n-a lăsat nici pe unul să meargă după sine, fără numai pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, când în tabor a vrut să-și arate slava Dumnezeirii sale, a luat pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, când se ruga în grădină și acolo nu era fără de Ioan, pentru că zicea ucenicilor, ședeți aici, până ce mă voi duce acolo și mă voi ruga și luând cu sine pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zevedeu, a început a se întrista și a se mâhni. Matei 26, 36 la 37, pretutindenea Ioan, ca un iubit ucenic al lui Hristos, a fost nedepărtat de dânsul, iar cum îl iubea pe el Hristos, este cunoscut de acolo că s-a culcat pe pieptul lui, căci la cina cea de taină, domnul a spus dinainte de vânzătorul său și se întreba a ucenicii, nepricepându-se pentru cine grăiește. Atunci Ioan s-a culcat pe pieptul iubitului învățător, precum singur spune în Evanghelia sa, iar la masă era rezemat la pieptul lui Isus unul dintre ucenicii lui, pe care îl iubea Isus. Deci, Simon Petru i-a făcut semn acestuia și a zis. Întreabă cine este despre care se vorbește, și căzând acela astfel la pieptul lui Isus. Prima a zis, Doamne, cine este? Ioan 13, 23 la 25. O dragoste ca aceasta avea el spre Hristos, Domnul, încât putea, fără de o preliște, să se rezeme pe pieptul Domnului și să întrebe cu îndrăzneală despre taina aceea. Ioan avea către Domnul său dragoste mai multă decât alții, pentru că, în vremea patimilor Domnului, toți le sunt pe păstorul lor au fugit, numai el singur privea nedepărtat spre toate chinurile lui Hristos, pătimind cu inima împreună cu dânsul și plângând și tânguindu-se cu prea curata și prea nevinovata fecioară Maria, Maica Domnului, chiar și la cruce și la moarte, împreună cu dânsa nu s-a depărtat de cel ce a pătimit pentru noi. Fiul lui Dumnezeu și sub cruce s-a numit de dânsul fiu al preacuratei Fecioarei Maria, căci răstignit fiind Domnul pe cruce. Văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei sale, Femeie, iată fiul tău, apoi a zis ucenicului: Iată mamă ta, și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. Ioan 19, 26 la 27, și o avea pe ea la sine, ca pe mama sa în toată cinstea, și i-a slujit ei până la cinstita și slăvita ei a dormire, iar la adormire, ducându-se cinstitul și sfântul ei trup al maicii lui Dumnezeu la mormânt, sfântul Ioan a dus înaintea patului ei stâlpare ce strălucea ca o lumină, pe care arhanghelul Gavrilo o adusese prea curatei fecioare, spunându-i de mutarea ei de pe pământ pe cer. Iar după adormirea prea sfintei născătoarei de Dumnezeu s-a dus cu ucenicul său Prohor în Asia, unde i căzuse lui soarta, ca acolo să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu și mergând se mâhnea pentru că vedea înainte izbitele cele de pe mare, pe care le și spusese ucenicului său prohor. Și dacă intrară din Iopie în corabie și începura a merge, s-a ridicat o furtună mare în ceasul al 11-lea din zi și s-a spart corabia în noaptea aceea, și toți cei ce erau în corabie notau prin valurile mării, iar în ceasul al 6-lea din zi, i -a aruncat marea vii pe toți la uscat, ca la cinci stadii de la Seleucia, numai singur Ioan a rămas un mare, iar Prohor plângând mult pentru el, s-a dus în Asia și mergând 40 de zile, a sosit la un sat ce era lângă mare. Și s-a odihnit de o steneală, și privea spre mare și se întrista pentru Ioan, și iată, din mare spumându-se un val, s-a trântit de mal cu sunet și a dat afară pe Ioan viu. Deci, a alergat Prohor să vadă ce fel de om a aruncat marea și a aflat pe Ioan și l-a ridicat pe el de la pământ și cuprins în în brațe. Au plâns și au mulțumit lui Dumnezeu de toate. Așa a petrecut Sfântul Ioan 40 de zile și 40 de nopți în mare notând și cu darul lui Dumnezeu a rămas viu și intrară în sat și cerând pâine și apă s-au întărit și s-au dus după aceea în Efes, intrând ei împreună în cetate, i-a aflat pe ei o femeie romană, însemnată și vestită până și la Roma de răutatea lucrurilor ei. Ea ținea baia cea de opște în cetatea aceea, femeia aceea prinzându-i pe ei. I-a pus în baie să slujească și îi chinuia rău, însă cum meșteșugirea sa i-a tras pe amândoi spre slujba sa. Pe Ioan ca să aprindă focul, iar pe Prohor să toarne apă și au petrecut într-o nevoie ca aceea multă vreme. În baia aceea era un demon care în toți anii sugruma pe unul din cei ce se spălea într-însa, tânăr sau tânără, căci când se zidea baia și s-a săpat temelia, un tânăr și o tânără, după sfat idolesc, i-a îngropat de vi acolo și de atunci începuse să se face mereu câte o ucidere ca aceea. Apoi, s-a întâmplat în acea vreme de a intrat în baie un copil, anume Domnos, fiul lui Dioscorid, mai marele cetății. Pe când se spăla Domnos în baie, a năvălit asupra lui Dracul și l-a sugrumat. Și plângere multă s-a făcut după dânsul și s-a auzit aceasta în toată cetatea Efesului, Dioscorid. Înștiințându-se de aceasta, era în mare întristare, cât a și murit de necaz, iar romana se ruga mult Artemidei ca să învieze pe domnos și, rugându-se, își chinuia trupul său, dar n-a reușit nimic, iar Ioan întrebând pe prohor despre ceea ce se întâmpla, i-au văzut pe dân și romana vorbind și a apucat pe Ioan și a început albatetare, tare, mustrându-l și ocărându-l și aruncând pricina morții lui domnos asupra lui Ioan, i-a zis, de nu vei învia pe domnos? sufletul tău din trup îl voi despărți. Ioan, rugându-se, a înviat pe copil și s-a spăimântat duhul romanei, zicând că sau Dumnezeu, sau Fiul lui Dumnezeu este El. Iar Ioan propovăduia puterea lui Hristos și învăța să creadă întru dânsul. Apoi, a înviat și pe Dioscorid. Și Dioscorid, domnos și romana, crezură în Hristos și se botezară. Apoi a căzut frică peste tot poporul și se mira de ceea ce se făcuse și unii ziceau de Ioan și de Prohor că sunt vrăjitori, iar alții ziceau că vrăjitorii nu înviază pe morți. Deci, agonit Ioan și pe duhul cel viclean din baie și petreceau amândoi în casa lui Dioscorid, întărind în credință pe cei din nou luminați și îi învăța pe ei la viață îmbunătățită. Într-o vreme, se făcea praznicul Artemidei în Efes și tot poporul sărbătorea îmbrăcat fiind în haine albe, dănțuind și jucând lângă capiștea Artemidei, iar aproape de capiște era idolul zeiței aceleia, suindu-se și Ioan la un loc în alt. A stat aproape de idol și mustra cu mare glas orbirea lor, că nu știu cui se închină și că în locul lui Dumnezeu cinstesc pe diavolul, iar mulțimea se umplu de mânie pentru aceasta și arunca cu pietre asupra asupra lui Ioan, dar nici o piatră nu l-a lovit pe dânsul, ci întorcându-se, toate loveau pe cei ce le aruncau. Iar Ioan, întinzându-și mâinile în sus, a început a se ruga și îndată s-a făcut arșiță și zăduf mare pe pământ și au căzut din mulțime bărbați ca la 200 și au murit. Iar ceilalți, din frica care îi cuprinsese și au venit în fire și se rugau lui Ioan ca să câștige milă, căci cu tremur și frică căzuse peste dânsii. Iar dacă s-a rugat Ioan către Dumnezeu, toți morții au înviat și toți au căzut la picioarele lui Ioan și crezând în Hristos. S-au botezat și acolo, la un loc care se numea Tih, a tămăduit Ioan pe un slăbănog, care zăcea de 12 ani și care, sculându-se, a preamărit pe Dumnezeu. Și multe alte semne împlinindu-se de Ioan și străbătând auzul minunilor pretutindeni și văzând diavolul cel ce petrecea în capiștea Artemidei și înțelegând că are să se surpe de dânsul, a luat un cip de ostaș asupra și plângând cu amar, ședea la un loc anume, iar cei ce treceau pe alăturea îl întrebau pe el de unde este și de ce plânge așa tare, iar el zicea, eu sunt din cezarea Palestinei mai mare peste temniță, și mi se dăduse mie ca să păzesc doi vrăjitori care veniseră de la Ierusalim, Prohor și Ioan, care erau sundiți la moarte pentru mulțimea lucrurilor rele ale lor, și dimineața era să fie cu amar pierduți, iar ei, cu vrăjile lor, au fugit din lansuri și din temniță noaptea, și am căzut eu în răspundere pentru ei, căci a voit să mă piardă guvernatorul pe mine pentru și. Dar eu m-am rugat boierului să mă lase să mă duc să-i caut și aud că acei vrăjitori se află aici, dar n-am ajutor ca să-i prindă pe ei cineva, acesta zicând diavolul, arăta o scrisoare de mărturie pentru aceea și arăta și o pungă mare de aur ca sau de acelora care ar pierde pe niște vrăjitori ca aceia. acestea auzindu-le staș. Le era joale de dânsul și au pornit cu mulțime împotriva lui Ioan și a lui Prohor și, ducându-se în casa lui Dioscorid, îi ziceau: Sau ne dai nouă pe vrăjitori, sau casa ta o vom arde, iar Dioscorid voia ca mai bine casa lui să o ardă decât să le dea lor pe apostolul cu ucenicul Prohor. Dar știind Ioan cu duhul că tulburarea poporului o să iasă în bine, s-a dat pe sine adunării și pe Prohor, aducându-i cu zgomot mulțimea. Ajuns era la capiștea Artemidei și s-a rugat Ioan lui Dumnezeu încât a căzut în dată capiștea idolească, dar n-a vătămat nici un om și a zis apostolul către diavolul cel ce ședea acolo, Ție îți zic, necuratule diavole, spune câți ani ai de când petreci aici și de ai pornit tu pe poporul acesta asupra noastră, iar dracul a zis, sunt 249 de ani de când petrec aici și eu am pornit pe poporul acesta asupra voastră. Iar i-a zis Ioan lui, ție îți poruncesc în numele lui Isus Nazarinanul. Să nu mai petreci în locul acesta Și îndată a ieșit diavolul Și s-a spăimântat tot poporul Și au crezut în Hristos Încă s-au făcut și mai mari semne de Ioan Și multă mulțime de oameni s-au întors la Domnul În acea vreme Domitian Cezarul Romanilor, 81-96, a ridicat prigonire mare asupra creștinilor. Ioan a fost părât la dânsul și, trimzându-le asiei, l-a trimis legat în Roma la Cezarunde, pentru mărturisirea lui Hristos. Mai întâi l-au bătut, apoi l-au adăpat cu un pahar de o travă, plin cu venin aducător de moarte, dar el nu s-a vătămat de o travă, după cuvântul lui Hristos, și chiar ceva adătător de moarte de vorbea nu-i va vătăma. Marcu 16,18 Atunci l-a aruncat într-o căldare cu unt de lemn foarte fiert, dar și de acolo a ieșit nevătămat, și strigau mulțimile. Mare este Dumnezeul creștinilor și Cezarul, neîndrăznind să chinuie mai mult pe Ioan, pentru că îl socotea pe el fără de moarte, l-au sundit la deportare în insula Patmos, precum și în vis a zis Domnului Ioan, Ți se cade ție multe să pătimești și vei fi izgonit la un ostrov care are mare trebuință de tine. Deci, luând o sta și pe Ioan cu Prohor, i-au dus în corabie și începura călătorii pe mare, iar într-una din zile, călătorind ei, șezură oamenii împărătești la masă și s-au veselit având mulțime de bucate și de băuturi, dar unul dintre dânsii, Tânăr fiind, jucându-se, a căzut din corabie în mare și s-a necat. Atunci veselia lor într-o plângere li s-a întors și bucuria în tânguire, pentru că nu puteau să ajute cu nimic celui căzut în adâncul mării, dar mai ales tatăl copilului aceluia, fiind acolo în corabie, se tânguia foarte și era cât pe ce să se arunce în mare, de n-ar fi fost ținut de alții, știind pe Ioan puternic în zemne cu de -a dinsul toți le au rugat ca să îi ajute, iar el a întrebat pe fiecare dintre și pe care Dumnezeu cinstește și ziseră ei unul pe Apolon, altul pe Dia, altul pe Hercule, iar unii pe Asclepias și alții pe Artemida Efesului și a zis către și Ioan, atâția zei aveți și nu pot să mântuiască un om din înecare și a lăsat pe ei ca să fie în mâhnire până a doua zi, iar a doua zi, în ceasul al treilea din zi, fiindu-i jale și lui Ioan de pierzarea tânărului, s-a rugat lui Dumnezeu cu lacrimi din destul și îndată s-a făcut fierbere în mare și ridicându-se spre corabie un val, a aruncat pe tânăr viu înaintea picioarelor lui Ioan. Acest lucru toți văzându-l s-au spăimântat și s-au bucurat de tânărul cel întors de la nec, iar pe Ioan au început al cinsti foarte și au luat de pe dânsul lanțurile cu care era ferecat. Altădată noaptea, în ceasul al cincilea, s-a făcut în mare o furtună grozavă, și toți deznădăjduindu-se de viața lor, strigau, și când corabia era să se sfărâme au strigat către Ioan rugându-l ca să-i ajute și să roage pe Dumnezeul său ca să-i mântuiască din pierzarea aceea. Iar el, poruncindu-le lor să tacă, a început a să ruga și îndată a încetat furtuna și s-a făcut liniște numai decât unul din ostașii era cuprins de durerea pântecului și, fiind aproape să moară, apostolul l-a făcut sănătos. Apoi, la o vreme, li s-a sfârșit apa din corabie și mulți slăbind de sete, erau aproape de moarte, iar Ioan a zis lui Prohor să umple vasele din mare, și când erau pline vasele, a zis, în numele lui Isus Hristos, scoateți și beți, și scoțând au aflat apă dulce, și bând s-au răcorit, și pentru aceasta toți s-au botezat și vroiau să scoată pe Ioan din legături ca să meargă oriunde va vrea, dar el îi sfătuia pe dân și să-l ducă la locul ce li s-a poruncit, și ajungând la ostrovul Patmos, au dat scrisoarea Igemonului, iar Miron, Socrul Igemonului a luat pe Ioan și pe Prohor în casa sa. Miron avea un fiu mai mare, anume Apollonid. Acela avea în sine un drac care spunea cele ce vor să fie. Și toți aveau pe Apolonid ca pe un proroc. Dar când a intrat Ioan în casa lui Miron, Apolonid s-a făcut îndată neștiut. El a fugit într-o altă cetate, temându-se să nu izgonească Ioan din trânsul Duhul cel iscoditor. Apoi, fiind necaz în casa lui Miron pentru Apolonid pentru că se făcuse neștiut, a venit o scrisoare de la dânsul la Miron, care îl înștiința că Ioan Vrăjitorul l-a izgonit pe el din casă cu farmecele și nu poate să se întoarcă până ce nu va pierde pe Ioan, iar Miron, citind scrisoarea, a alergat la ginerele său Igemonul, spunându-i ceea ce se făcuse, iar Igemonul, Prinzând pe Ioan, vrea să-l dea pe el la mâncarea fiarelor. Ioan a rugat însă pe Igemonul să-i îngăduiască puțin și să-i dea voie să trimită el pe ucenicul său la Apollonid, făgăduindu-se că va întoarce acasă. Iar Igemonul n-a oprit să fie trimis ucenicul, dar pe Ioan legându-l cu două lanțuri, l-a aruncat în temniță și s-a dus prohor la Apollonid cu scrisoarea lui Ioan, în care era scris așa. Ioan Apostolul lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Iscoditorul lui Duh acelui a ce petrece în apolonii poruncesc, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să ieși din zidirea lui Dumnezeu, și să nu mai intri în un niciodată, ci afară din ostrovul acesta singur să fie în locuri fără de apă, iar nu într oameni. Când a ajuns Prohor cu scrisoarea aceasta la Apollonid, îndată a ieșit din trânsul dracul, iar Apollonid și-a venit în fire și ca din somn deșteptându-se, a plecat cu Prohor, întorcându-se în cetatea sa, dar nu a mers îndată acasă, ci a alergat mai întâi la Ioan în temniță și căzând la picioarele lui, îi da lui mulțumită pentru că l-a slobozit de Duhul cel necurat și înștiințându-se părinții, frații și rudeniile de întoarcerea lui Apolonid, s-au adunat toți și s-au bucurat și l-au scos pe Ioan din lanțuri și din închisoare. Pentru că Apolonid a spus despre sine, zicând așa, iată, mulți ani sunt de când mă odihneam pe patul meu, cuprins de un somn greu și un om de-a stânga patului stând, m-a scuturat și m-a deșteptat. Era mai negru decât un trunchi pârlit și putred, și ochii lui ardeau ca luminile, și m-am cutremurat de frică, iar el a zis către mine, „Deschideți ți gura ta, și am deschis-o, și a intrat în gura mea și au umplut pântecele meu, și din ceasul acela cunoștință mi-a făcut mie și la bine și la rău, și pentru toate cele ce se făceau în casă. Iar când a intrat apostolul lui Hristos în casa noastră, atunci mi-a zis cel ce ședea în mine, să fugi de aici apolonide, ca să nu mori rău. Că acest om este vrăjitor și va să te omoare pe tine. Și îndată am ieșit, și am fugit în altă cetate, iar când am vrut să mă întorc, nu mă lăsa, zicând umi de nu va muri, Ioan, tu nu vei putea să trăiești în casa ta, apoi, venind prohor în cetatea în care eram, dacă l-am văzut pe el. Îndată necuratul duh a ieșit din mine cu același cip cu care a intrat întâi în pântecele meu și m-am ușurat de multă greutate. Mintea mea s-a îndreptat și m-am făcut sănătos. Auzind acestea, toți au căzut în fața lui Ioan, iar el, deschizându-și gura sa i-a învățat pe ei credința cea în Domnul nostru Isus Hristos și au crezut Miron cu femeia și cu fiii săi și s-au botezat. Și s-a făcut bucurie mare în casa lui, iar mai pe urmă și femei a Igemonului, Hrisipia, fiica lui Miron, a primit Sfântul Botez cu fiul său și cu toate slugiile sale, iar după dânsa la vrentie, bărbatul ei, guvernatorul ostrovului aceluia, s-a botezat și și-a lepădat stăpânirea sa, ca să slujească lui Dumnezeu mai cu libertate, și au petrecut Ioan cu Prohor în casa lui Miron trei ani propovăduind cuvântul lui Dumnezeu și multe semne și minuni au făcut acolo cu puterea lui Isus Hristos. Bolnavii au tămăduit și dracii au gonit. A răsturnat la pământ numai cu cuvântul capiștea lui Apolon cu toți idolii lui și pe mulți aducând la credință. I-a botezat. Era în părțile acelea un vrăjitor, anume Chinops, petrecând în loc pustiu și sfătuindu-se cu necuratele duhuri în anii îndestulați, oamenii din Ostrovul aveau toți pe acela ca pe un Dumnezeu, pentru nălucirile care se făceau de dânsul, iar jertfitorii lui Apollon, mânindu-se foarte împotriva lui Ioan pentru risipirea capiștei lui Apollon, și pentru că i-a întors pe toți oamenii la credința sa învățându-i în numele lui Isus Hristos, s-au dus la Kinops și s-au geluit înaintea lui împotriva apostolului lui Hristos, rugându-l pe el să izbândească necinstirea idolilor lor. Dar Chinops n-a vrut să meargă în cetate, fiindcă de mulți ani petrecea în locul acela neieșitorul, ci mai mulți cetățenii mergeau la dânsul. Însă le-a făgăduit că o să trimită un duh iclean în casa lui Miron ca să ia sufletul lui Ioan și să-l dea pe el judecat. Cății celei veșnice. Deci, a doua zi a trimis la Ioan pe un mai mare din vitlenele duhuri, poruncindu-i ca să aducă la dânsul sufletului. Iar diavolul, mergând în casa lui Miron, a stat la locul unde era Ioan acesta, însă știind de acel diavol, i-a zis, îți poruncesc ție, în numele lui Hristos să nu ieși din locul acesta până nu-mi vei spune pentru ce pricina ai venit aici la mine. Diavolul însă sta legat de cuvântul lui Ioan, zicând către dânsul, jertfitorii lui Apollon au mers la Chinops și s-au rugat lui ca să meargă în cetate și să aducă asupra ta moarte. Și n-a vrut, zicând, de mulți ani trăiesc în locul acesta neieșind și acum oare să mă ostenesc pentru acel om ce este prost și de nimic, ci mergeți și vă vedeți de treabă în calea voastră, iar de dimineață eu voi trimite un înger al meu, care va lua sufletul lui și îl va aduce la mine și eu îl voi da pe el judecății celei veșnice. Și a zis Ioan către diavolul acela, te-a mai trimis pe tine vreodată, undeva ca să iei suflet omenesc și să l aduci la dânsul? Și a zis diavolul, am fost trimis de am omorât, dar suflet n-am luat. Iar Ioan zise, dar pentru ce îl ascultați pe el? Și diavolul îl zise. Toată puterea satanei este într-o dânsul și are învoire cu boierii noștri și noi cu dânsul suntem și kinops ne ascultă pe noi și noi pe el. Apoi i-a zis Ioan, eu, apostolul lui Isus Hristos, îți poruncesc ție, Duhule Viclean, să nu mai intri în locuințele omenești, nici să te mai întorci la chinops, ci să ieși și să te muncești afară din ostrovul acesta. Și îndată a ieșit diavolul din ostrov, iar chinops, văzând că nu se întoarce duhul, a trimis pe altul, dar și acela a pătimit tot așa, apoi pe alți doi din mai mari întunericului a trimis, și a poruncit ca unul să intre la Ioan, iar altul să stea afară, ca să-i aducă răspuns lui, intrând un diavol la Ioan și potimind aceleași ca și cei ce au mers mai întâi, iar celălalt diavol care stătea afară. Văzând nevoia tovarășului său, a fugit la Kinops și i-a spus ceea ce se făcuse. Chinops s-a umplut de mânie pentru aceasta și el unt toată mulțimea diavolească. A mers în cetate și s-a bucurat toată cetatea văzând pe Chinops și toți mergând. I se închinau lui, aflând pe Ioan că învăța poporul, s-a umplut de multă mânie și a zis către popor, oameni de ce ați rătăcit din calea adevărului? Ascultați-mă pe mine, de este drept Ioan și de sunt drepte cele grăite de dânsul, să vorbească cu mine și să facă acel fel de minuni pe care și eu le voi face, și veți vedea cine din noi este mai mare, Ioan sau eu, de va fi el mai mare decât mine. Voi crede și eu cele grăite și făcute de dânsul, și el unt chinops pe un tânăr, i-a zis lui, tinere, dar viu este tatăl tău, iar el i-a răspuns lui, a murit, și a zis chinops, cu ce moarte a murit, acela a zis, Corobier a fost și spărgându-se corabia, s-a necat în mare și a zis Chinops către Ioan, acum să-ți arăți Ioane puterea ta, ca să credem cele zise de tine. Să pui pe tată viu înaintea fiului său și a zis Ioan, nu m-a trimis pe mine Hristos ca să ridic pe cei morți din mare, ci pe oamenii cei amăgiți să-i învăț și a zis Chinops tuturor oamenilor, măcar acum să mă credeți pe mine că Ioan este înșelător și vă amăgește pe voi, prindeți-l pe el și îl țineți până ce voi aduce pe tatăl tânărului viu și ținură pe Ioan Chinops și a întins mâinile și a lovit cu ele și a făcut plesnet în mare și toți temându-se, s-a făcut nevăzut la ochii lor și toți și-au ridicat glasurile lor zicând, Mare ești chinopse? Și de năpras ne-a ieșit chinops din mare, țind, precum a zis pe tatăl tânărului, și toți se mirară. Și a zis chinops, Oare acesta este tatăl tău? Și a zis tânărul, Așa, doamne. Și s-au închinat toți lui chinops și popoarele căutau să ucidă pe Ioan, dar i-a oprit pe ei chinops, zicându-le, Când veți vedea mai mari decât acestea, atunci să fie chinuit. Și chemând pe altul mi a zis lui, dar tu ai avut fi? Da, doamne. Dar din zavistie el a ucis cineva. Și îndată a strigat chinops, chemând pe nume pe ucigaș și pe cel ucis. Și amândoi au stat de față. Și a zis chinops omului aceluia, oare acesta este fiul tău? Și a zis omul, da, doamne. Și a zis chinops lui Ioan, ce te minunezi Ioane? Și a zis Ioan, eu de aceasta nu mă minunez. Și a zis chinops, mai mare decât acestea vei vedea. Și atunci te vei minuna și nu vei muri până ce te voi înfricoșa pe tine cu semnele. Și a zis Ioan lui Chinops, semnele tale de grabă se vor strica. Iar mulțimea auzind un cuvânt ca acesta, s-a repezit asupra lui Ioan și l-a bătut foarte mult, până când a crezut că este mort. Și a zis Kinops către popor, lăsați-l neîngropat ca să-l mănânce păsările cerului și se duseră toți de la acel loc, bucurându-se cu chinops, iar după aceasta, auzind kinops, că Ioan învață la locul ce se numea aruncare de pietre, a chemat pe un diavol cu care făcea vrăjii și mergând la locul acela, a zis lui Ioan, gândesc că mai mult rușine și înfruntare să-ți fac ție și pentru aceea te-am lăsat viu. Să vii însă la nisipul mării și vei vedea puterea mea și te vei rușina și urma după dânsul acei trei diavoli, de care se părea poporului că Kinopsia a înviat din morți și lovind tare, cu plesnet mâinile sale, s-a afundat și de la ochii tuturor s-a făcut nevăzut. Iar mulțimea a strigat, Mare ești Chinopse și nu este altul mai mare decât tine. Iar Ioan a poruncit diavolilor celor ce nomenesc stau să nu se ducă de la dânsul și s-a rugat domnului ca să nu se socotească întru cei vii kinops și așa a fost, pentru că deodată s-a tulburat marea și fierbea cu valurile și n-a mai ieșit Kinops din mare, ci a rămas acolo în adâncul mării, precum faraon cel de demult, afundându-se ticolosul, iar diavolilor acelora pe care îi socotea poporul că sunt oameni sculați din morți, le-a zis Ioan, într-un numele lui Isus Hristos celui răstignit și a treia zi înviat. Să ieșiți din ostrovul acesta și îndată s-au făcut nevăzuți, iar poporul stăruia, așteptând pe chinops trei zile și trei nopți pe nisip, până când de foame și de sete și de arșița soarelui. Cei mai mulți din și au slăbit și zăceau fără de glas, dintre care trei copii au murit, iar pe oamenii aceia, miluindu-i Ioan și rugându-se pentru mântuirea lor și vorbindu-le mult despre credință, le-a înviat copiii, le-a tămăduit pe neputincioșii lor, și toți apropiindu-se, cu un gând la Domnul s botezat și s-au dus la casele lor, slăvind pe Hristos. Iar Ioan a mers în casa lui Miron și mergând adese ori la popor, îi învăța în numele lui Isus Hristos. Odată, a găsit lângă cale un om bolnav zăcând, cuprins cumplit de fierbințeală, și l-a tămăduit cu semnul crucii, acest lucru văzându-l un iudeu, anume Filon, care se întreba cu dânsul din scriptură, a poftit pe Ioan în casa sa și era femeia lui leproasă, aceasta a căzut la apostol și îndată s-a tămăduit de lepră și a crezut în Hristos. Atunci și iudeul însuși a crezut și a primit Sfântul Botez în casa sa. După aceasta Sfântul Ioan a ieșit la târg și s-a adunat la dânsul poporul ca să asculte din gura lui învățătura cea mântuitoare. Apoi au venit și jertfitorii dolești dintre care unul ispitindu-l pe sfântul, a zis, învățătorule, am un fiolog de amândouă picioarele, mă rog ție să-l tămăduiești pe el și de-l vei tămădui voi crede și eu în Dumnezeul pe care tu îl propovăduiești. Iar sfântul a zis către dânsul, pentru ce ispitești așa pe Dumnezeu care va arăta a ievea vicleșul inimii tale, zicând acestea. Ioan l-a trimis la fiul lui cu aceste cuvinte, în numele lui Hristos, Dumnezeul meu, scoală-te și vină la mine. Iar el sculându-se, îndată a venit la Sfântul Sănătos. Tatăl lui însă, pentru acea ispitire, a ologit în acel ceas de amândouă picioarele și a căzut la pământ de cumplită durere și striga rugând pe Sfântul. Miluiește-mă Sfintea lui Dumnezeu și mă tămăduiește cu numele lui Hristos Dumnezeul tău. Cred că nu este alt Dumnezeu afară de el. Deci, milostivindu-se sfântul, a făcut pe jertfitor sănătos și învățându-l credința, l-a botezat în numele lui Isus Hristos. A doua zi, Ioana a mers la un loc unde un om zăcea, având neputința udului, și nu se sculase de pe patul său 17 ani. Pe acesta apostolul l-a tămăduit cu cuvântul și l-a luminat cu sfântul botez. Apoi, în acea zi, a trimis la Ioana antipatul care se dusese la lavrentie. Ginerele lui Miron, rugându-l foarte mult să vină în casa lui, căci femei lui, fiind însărcinată, îi venise ceasul nașterii și suferea cumplit neputând să nască. Sfântul a mers de grab și numai cât a pășit cu piciorul pe pragul casei. Îndată femeia a născut și s-a ușurat durerea. Văzând aceasta antipatul, a crezut în Hristos cu întreagă casa sa. Apoi, petrecând acolo Ioan trei ani, s-a dus în altă cetate, care era la 50 de stadii departare, în care locuitorii erau întunecați cu întunericul închinării la idol. Intrând de la colo, a văzut pe popor făcând praznic idolilor și pe niște tineri legați și a întrebat pe unul din cei ce stăteau acolo, pentru ce sunt legați tinerii aceștia. Omul acela i-a răspuns, avem pe marele Dumnezeu lup, căruia acum îi să săvârșim praznicul, de deci, ce aceluia or să-i se junghe tinerii aceștia spre jertfă. Ioan a rugat pe omul acela ca să-i arate și lui pe acel Dumnezeu al său, iar el a zis, Devrei să-l vezi pe el, să aștepți până la al patrulea ceas din zi și vei vedea jertfitorii cu poporul mergând la locul unde se arată Dumnezeu. Vei merge și tu cu dânsii și vei vedea pe Dumnezeul lup, iar Ioan i-a zis, te văd pe tine om bun, iar eu sunt nou venit aici. Mă rog ție ca tu însuți să mă duci îndată la acel loc, căci doresc foarte mult să văd pe Dumnezeul vostru și de mi îl vei arăta, îți voi da un mărgăritar de mare preț. El, luând pe Ioan, l-a dus și i-a arătat un loc de lungă noroios și plin de apă și a zis, de aici iese lupul, Dumnezeul nostru, și se arată la popor. Ioan aștepta de cieșirea celui Dumnezeu și, iată, aproape de al patrulea ceas din zi, s-a arătat diavolul în cip de lup prea mare, ieșind din apă, pe care Sfântul Ioan, cu numele lui Hristos legându-l, l-a întrebat, de câți ani locuiește aici? Diavolul i-a răspuns, de 70 de ani. Iar apostolul lui Hristos a zis, îți poruncesc ție în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să ieși din ostrovul acesta și să nu mai vii niciodată aici. Și, îndată, diavolul s-a stins. Omul acela, văzând ceea ce se făcuse, s-a spăimântat și a căzut la picioarele sfântului. Iar el l-a învățat pe dânsul sfânta credință și i-a zis: Iată, îți dau mărgăritarul pe care ți-l-am făgăduit ție. În acea vreme, jertfitorii au ajuns la locul acela cu tinerii cei legați având cuțite în mâinile lor și popor mult cu dânsi și aștepta ieșirea lupului, vrând să-i jungie pe tinerii spre mâncarea lui, dar după ce au așteptat mult, neputând să mai îngăduiască, s-a apropiat de și Ioan și a rugat să dezlege pe tinerii cei nevinovați, că iată nu-i lupul Dumnezeul vostru, acesta era diavol. Pentru că puterea lui Isus Hristos l-a biruit pe el și l-a alungat ei. Auzind că a pierit lupul sau un fricoșat și așteptând mult pe Dumnezeul lor și neaflând dul, au dezlegat pe tineri și i-au lăsat slobozi. Sănătoși, atunci Sfântul a început ale propovădui pe Hristos și a le arăta greșeala lor, din care mulți crezând S-au botezat. Era în acea cetate o baie, în care spălându-se fiul certfitorului lui Zeus, a fost sugrumat de diavolul cel ce petrecea acolo. Auzind aceasta tatălui, a alergat cu mare plângere la sfântul, rugându-l ca să-l învieze pe fiul său. Făgăduind să creadă în Hristos, sfântul a mers cu dânsul și a înviat pe mort cu numele lui Hristos. A întrebat apoi pe tânăr care a fost pricina morții lui. El a răspuns, Spălându-mă, a ieșit ceva negru din apă, m-a apucat și m-a sugrumat. Deci, Sfântul cunoscând că diavolul locuiește în baia aceea, l-a jurat pe el și l-a întrebat, cine ești tu și de ce locuiești aici? Diavolul a răspuns, eu sunt acela pe care tu în Efes, m mai izgonit din baie și stau aici de șase ani supărând poporul. Atunci Sfântul l-a izgonit pe el și din hotarul acela, văzând aceasta, jertfitorul a crezut în Hristos și s-a botezat cu fiul și cu toată casa sa. După aceasta a ieșit Ioan Puțin Țin la târg, unde s-a adunat lumea din toată cetatea ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și iată o femeie a căzut la picioarele lui, rugându-l cu lacrimi să-i tămăduiască pe un îndrăcit fiu al ei, pentru care își cheltuise mai toată averea la dofturi. Sfântul a poruncit ca să îl aducă la dânsul și cum au spus îndrăcitului trimiși că îl cheamă Ioan, îndată a ieșit diavolul din trânsul și venind sănătos la Sfântul a crezut în Hristos și s-a botezat cu mai casa. În aceeași cetate era o capiște vestită a idolului Dionisie, pe care închinătorii de idol îl numeau Tată Slobod, la praznicul acestuia, adunându-se acolo bărbați și muieri dănțuiau cu mâncări și băuturi, și îmbătându-se, făceau fără de legi mari în cinstea spurcatului idol. Acolo mergând Ioan în vremea praznicului lor, îi mustra pentru spurcata lor sărbătoare, iar jertfitorii, care erau foarte mulți, prinzându-l pe el, l-au bătut și trăgându-l afară, l-au târât lăsându-l legat și s-au întors iar la dănțuirile lor. Apoi, Sfântul Ioan s-a rugat lui Dumnezeu ca să nu le rabde de lor o fără de lege ca aceea, și îndată capiștea a căzut din temelie și a ucis pe toți jertfitorii, iar ceilalți tremurând dezlegară pe sfântul și le rugau pe el să nu-i piardă și pe dân și cu ceilalți. În aceeași cetate era un vrăjitor vestit anume Nuchian. acesta înștiințându-se de căderea capiștei și de pierzarea jertfitorilor. se amâniat foarte și venind la Sfântul Ioan i-a zis, nu ai făcut bine că ai stricat capiștea lui Dionisie și ai pierdut pe jertfitorii lui, căci tot poporul se mânie foarte împotriva ta pentru aceasta. Deci, rog mă ție ca să-i înviezi pe ei, precum ai înviat pe fiul jertfitorului în baie și eu voi crede în Dumnezeul tău, răspunsa Sfântul. Pricina pierzărilor le-a fost fără de legea lor, pentru aceea nu sunt vrednici ca să viețuiască aici ci să se muncească în iad, răspuns Anuchian, de nu poți tu să inviezi. Iată eu cu numele idolilor mei voi face să învieze credincioșii zeilor și capiștea o voi alcătui întreagă, dar atunci nici tu nu vei scăpa de moarte, aceasta zicând, se despărțiră, Ioan s-a dus să învețe poporul, iar Nukian s-a dus la locul capiștei cea căzută. Și a înconjurat-o pe ea vrăjind și a făcut aceasta căstătură 12 diavoli în chipul certfitorilor celor uciși. Cărora le-a poruncit ca să meargă după dânsul și să ucidă pe Ioan, și zise rădea Noi nu ne mai alucide, nu putem, ci nici a ne arăta la locul unde este el, iar de vrei ca să moară Ioan, mergi și să aduci aici poporul, ca văzându-ne pe noi să se mânie asupra lui Ioan și să-l piardă pe el. Deci, ducându-se în ucheian, a aflat mult popor ascultând învățătura Sfântului Ioan, cărora nu Chian cu mare glas a strigat: nepricepuților, pentru ce v-ați dat pe voi străinului acestuia care a pierdut capișta voastră cu jertfitorii și pe voi să vă amăgească. Dei veți da lui luare aminte, o să vă piardă, veniți cu mine și veți vedea pe jertfitorii voștri pe care eu i-am înviat. Încă și capișta voastră ce a risipită, înaintea ochilor voștri o voi ridica, lucru pe care Ioan nu poate să-l facă, iar poporenii, ca niște fără de minte fiind, au lăsat pe Ioan și cu toții au mers după dânsul. Sfântul însă, pe altă cale, a ajuns cu prohor înaintea lor acolo unde diavolii aceia erau în cip de jertfitori în Deci, văzând diavolii pe Ioan îndată au pierit. Și iată Nuchian a venit cu poporul. Și fiindcă n-a aflat pe diavolii s-a supărat foarte și era început a înconjura capiștea cea a risipită, vrăjind și chemându-i pe și dar nimic n-a izbutit. Apoi a înserat și mânindu-se poporul, voia să ucidă pe Nuchian, pentru că i-a amăgit și i-a înstrăinat de sfântul. Iar alții au zis, luându-l, să-l ducem pe el la Ioan, și ce ne va zice nouă acesta, aceea să-i facem, auzind aceasta sfântul. A apucat pe aceeași cale înaintea lor și a ajuns la locul acela cel din tâi unde poporul, aducând pe Nuchean înaintea Sfântului, a zis, acesta amăgitor și vrăjmaș al tău a gândit să te piardă, ce zici să-i facem? Sfântul le-a zis, să-i dați drumul ca să se pocăiască. A doua zi Ioan învăța iar poporul să creadă în Hristos și mulți dintre și crezând. Se rugau ca să se boteze de Ioan, dar când Ioan i-a dus la râu, Nuchian a prefăcut cu farme cele sale apa în sânge, Sfântul a orbit cu rugăciunea pe Nuchian și făcând apa iar curată a botezat întrânsa pe toți cei ce au crezut. Cu aceasta biruindu-se Nuchian și-a venit în simțire și, că se cu adevărat, a rugat pe apostolul să-i fie milostiv lui. Iar sfântul, văzându-i pocăința lui, l-a învățat din destul și l-a botezat și îndată a văzut și a dus pe Ioan în casa sa în care când a intrat Ioan, deodată toți idolii care erau în casa lui Nuchian, au căzut și s-au sfărâmat ca praful. Această minune văzând o casnicii lui s-au înfricoșat și crezând, s-au botezat cu toții. Era o femeie văd în cetatea aceea, bogată și frumoasă, anume Procliania, aceasta având un fiu frumos la vedere. Cu numele Sosipatru, s-a aprins prin diavolească lucrare asupra lui și se sârguia cu totul să-l tragă pe el la a ei fără de lege, dar fiul ei, priceput fiind și urând-o pe ea pentru nebunia aceea, a fugit de dânsa, și am mers la locul unde Sfântul Ioan învăța atunci și asculta cu dulceață cuvintele Apostolului, iar Ioan cu Duhul Sfânt, pe toate cele de dânsul gândite văzându-le, l-a luat deoparte și îl învăța să-și cistească mama, numai să nu asculte la lucrul cel neiertat de lege, nici să spună cuiva de aceasta. Ci să acopere greșeala mamei sale, dar sosi patru n-a vrut să se întoarcă în casa mamei sale, cu toate că a patra zi aflându-l procliania, l-a apucat de haină și îl trăgea cu sila acasă. La acest țipăt a sosit antipatul, care nu de mult venise în cetatea aceea și a întrebat pentru ce femeia trage așa pe acel tânăr, iar mama, ascunzându-și gândul său cel fără de lege, a aruncat clevetire asupra fiului cum că ar fi vrut să-i facă ei silă, și șerupea rupea părul său cu plângere răcnind, acestea auzindu-le antipatul, a crezut minciuna ei și a judecat pe nevinovatul Sosi 4, osândindu-l să-l coasă într-un sac de piele cu cumplite jivini și să-l arunce în mare. Înștiințându-se de aceasta, Ioana a mers la antipatul, unde a dat pe față nedreapta judecată și mustrându-l că au sundit la moarte pe nevinovatul tânăr, necercetând bine pricina, iar Proclian i-a grăit și asupra Sfântului, cum că acest amăgitor a învățat pe fiul ei la această răutate. Auzind aceasta antipatul, a poruncit ca în același sac Cosundul și pe Sfântul Apostol cu sosii patru și cu felurite de jivini să-i nece, iar Sfântul s-a rugat și în îndată s-a cutremurat pământul și mâna antipatului, aceea cu care a arătat asupra sfântului, s-a uscat. Iar proclianei s-au uscat amândouă mâinile și ochii s-au întors. Văzând acestea, judecătorul s-a spăimântat foarte tare și toți cei ce erau acolo au căzut la pământ de frică și a rugat pe Ioan să îmi miluiască pe el și să-i tămăduiască mâna cea uscată. Iar Ioan, învățându-l despre dreapta judecată și despre Precredința credința cea în Hristos, l-a tămăduit și l-a botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și așa s-a mântuit de inspită și de moarte nevinovatul sosi patru, iar judecătorul a cunoscut pe adevăratul Dumnezeu. De frica aceea, Procliana a fugit la casa sa. Având asupra sa pedepsirea lui Dumnezeu, iar apostolul luând pe sosi 4, au mers împreună la casa ei, însă Sosii patru nu vrea să meargă la mama sa, dar Ioanul învăța să nu fie rău, încredințându dul că de acum nu va mai auzi de la mama sa nicio fără de lege pentru că s-a înțelepțit. Care lucru s-a și întâmplat când au intrat în casa ei apostolul cu sosi patru. Procliania a căzut îndată la picioarele apostolului, mărturisindu-se cu plângere și că se de toate greșelile, și tămăduindu o de durere și învățând o la credință și la curăție, apostolul a botezat-o cu toată casa ei, și așa înțelepțindu-se procliania și a petrecut zilele sale în mare pocăință. În acea vreme a fost ucis împăratul Domitian. F96, iar după dânsul a luat scaunul Romei Nerva, 96 la 98, om foarte bun, acesta a eliberat pe toți cei ce erau sub pedepse, atunci Ioan, eliberându-se din surghiunie, a socotit deocamdată să se întoarcă la Efes, că mai pe tot poporul cel ce era în Patmos îl întorsese la Hristos s-a se creștinii cei din Patmos de un așa gând, l-au rugat să nu-i părăsească pe ei pentru totdeauna de săvârșit. Apoi, dacă Sfântul a vrut să rămână cu dânsii, ci a dorit să se întoarcă la Efes, atunci l-au rugat pe el ca măcar Evanghelia pe care l-a scris-o acolo să le o lase lor, într-o pomenire a învățăturii sale, căcio din dinioară, poruncind post pentru toți a luat cu sine pe ucenicul său prohor și a ieșit din cetate ca la cinci stadii și s-a suit într-un munte înalt, unde trei zile a petrecut în rugăciune, iar după acele trei zile, s-a făcut tunet mare și fulgere și s-a cutremurat muntele, iar prohor a căzut la pământ de frică. Ioan, întorcându-se la dânsul, l-a ridicat și l-a pus de-a dreapta sa și i-a zis... Să scrii cele ce vei auzi din gura mea și ar ridicându-și ochii spre cer, S-a rugat și după rugăciune a început a grăi. La început era cuvântul. Și celelalte, iar ucenicul, cu luare aminte, a scris toate cele ce a auzit din gura lui și a scris Sfânta Evanghelie, pe care i-ar a poruncit prohor să o scrie, din nou pogorându-se din munte. Și a vrut ca pe cea scrisă din nou să o lase creștinilor în patmos după mintea lor, iar pe cea din tâi a ținut-o la sine. În același ostrova a scris Sfântul Ioan cu mâna sa și Apocalipsa, pentru că postind în munte câteva zile, a văzut negrăitele descoperiri ale lui Dumnezeu și prin scrisoare le-a dat pe acelea credincioșilor mai înainte de plecarea sa din ostrovul acela, a înconjurat cetățile și satele cele din prejur întărind pe frații în credință și s-a întâmplat lui a fi într-un sat, în care un jertfitor a lui Zeus, anume Euharis, avea un fiu orb, care de mult dorea să vadă pe Ioan, deci, auzind de Ioan că a venit în satul lor, a alergat la dânsul, rugându-l pe el ca venind în casa lui să-i tămăduiască fiul. Iar Ioan, văzând că are să câștige suflete omenești, a mers în casa jertfitorului și a zis fiului celui orb, în numele Domnului meu Isus Hristos, vezi, și îndată a văzut, auzind aceasta Euharis, a crezut în Hristos și s-a botezat cu fiul său. În toate cetățile acelui ostrov Sfântul Ioana a așezat bine sfintele biserici, punându-le lor episcop și preoți, și învățându-i pe ei cu îndestulare, i-a mulțumit pe toți și s-a întors la Efes și l-au petrecut pe el și cu plângere și cu tânguire multă, nevrând să se lipsească de un soare ca acela, care cu învățătura s-a luminat țara lor, iar el, intrând în corabie și dându-le pace tuturor, S-a dus în căsuța sa, apoi ajungând de la Efes, l-au întâmpinat și cu negrăită bucurie strigând și zicând, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, și l-au primit cu cinste. Și aici, petrecând n-a încetat niciodată lucrul, învățând totdeauna poporul și povățuindu-l la calea mântuirii, încă nu se cuvina tăcea și pe aceasta pe care ne o mărturisește Clement Alexandrinul, F215, apostolul, pe când umbla în Asia prin cetăți, a văzut-o din un tânăr pornit din firea face binele, pe care luându-l l-a învățat și l-a botezat, apoi, vrând să se ducă de acolo în altă parte la propovăduirea Evangheliei, înaintea tuturor a încredințat pe tânărul acela episcopului acelei cetăți ca să-l învețe pe el la tot lucrul bun, iar episcopul luând pe tânăr, l-a învățat pe el Sfânta Scriptură, dar nu se îngrija de dânsul, așa precum îi era datoria, nici nu-i dau învățătură ca aceea care se cuvine tinerilor, ci l-a lăsat în voia lui și după puțină vreme a început tânărul a viețui rău, a se îmbăta și a fura. Apoi s-a apucat de tovărășie cu tâlharii care luându-l, l-au dus în pustie și suindu în munte, l-au făcut capitan al bandei și făceau război cu puterea la drumul mare. Iar după câteva vreme, întorcându-se Ioan, a venit în cetatea aceea și auzind de tânăr că s-a îndărătnicit și s-a făcut tâlhar, a zis către episcop, să-mi dai amanetul pe care ți l-am lăsat spre pază, ca în niște mâini credincioase, să-mi aduci tânărul pe care înaintea tuturor ți l-am încredințat ca să-l înveți frica lui Dumnezeu, iar episcopul a zis cu plângere, a pierit tânărul, a murit cu sufletul, iar cu trupul face tâlhărie pe la drumuri, iar Ioan a zis episcopului, oare așa se cădea ție să păzești sufletul fratelui tău, să-mi dai un cal și un om ca să mă ducă să-l caut pe acela pe care tu l-ai pierdut. Și plecând, când a sosit Ioan la tâlhari, i-a rugat pe ei ca să l aducă la capitanul lor. Și îl duseră, văzând tânărul pe sfântul Ioan s-a rușinat și, sculându-se, fugea în pustie. Iar Ioan, uitându-și bătrânețile sale, alerga după dânsul strigând, Întoarce-te fiul meu la părintele tău și nu te deznădăjdui de greșeala ta. Primesc eu păcatele tale asupra mea, deci stai și mă așteaptă, că Domnul m-a trimis la tine. Apoi, întorcându-se tânărul, cu cutremur și cu rușine mare, a căzut la picioarele sfântului, neîndrăznind a căuta la fața lui. Iar Ioan arătându-i părintească dragoste, l-a cuprins pe el, sărutându-l și luându-l, l-a cu bucurie în cetate, că ce-a aflat oaia cea pierdută, apoi l-a învățat pe el mult povățuindu-l la pocăință, în care bine ustenindu-se tânărul, a plăcut lui Dumnezeu și câștigând iertare de greșelile sale, s-a mutat cu pace la Domnul. În aceeași vreme era un creștin care ajunsese în mare sărăcie și neavând cu ce să plătească datoria datornicilor săi, S-a hotărât din prea mare neliniște să se sinucidă, rugând pe un fermecător: Vreau să-i dea să bea ceva de moarte. Acela, ca un vrăjmaș al creștinilor și prieten al diavolilor, i-a dat acea băutură aducătoare de moarte. Iar creștinul, luând de la dânsul o travă purtătoare de moarte, a mers la casa lui dar stă la îndoială și se temea, neștiind ce să facă. Mai pe urmă, însemnând cu crucea paharul, l-a băut, dar nimic nu s-a vătămat din dânsul, pentru că semnul crucii a luat din pahar toată o travă. Atunci se mira mult în sine că e sănătos și nu simte nicio durere. Însă, ne neputând suferi supărările de la datornici, iar a mers la evreul acela ca să-i dea o travă mai puternică pe care luându a mers la casa lui, gândindu-se mult, iar a făcut semnul Sfintei Crucii asupra paharului aceluia și l-a băut, dar nimic n-a pătimit și iar a alergat la evreu, arătându-i se lui sănătos și ocărându-l că este neiscusit în meșteșugul său, iar evreul, Tremurându-se, l-a întrebat ce făcea când doubea el, îi zise: Nimic altceva decât numai cu Sfânta Cruce am însemnat paharul. Atunci, Evreul a cunoscut că puterea Sfintei Cruce a moartea. Însă, vrând să afle adevărul, a dat din aceeași o travă unui câine, care, bând din ea îndată, a murit înaintea lui. Văzând aceasta, Evreul a alergat la Apostolul cu acel creștin spunându-i cele ce li s-au întâmplat lor. Sfântul l-a învățat pe vreu să creadă în Hristos și l-a botezat, iar creștinului celui sărac i-a poruncit să aducă o sarcină de fân, pe care apostolul cu semnul crucii și cu rugăciunea prefăcu în aur fânul, poruncindu-i ca din acel aur să-și plătească datoriile sale la cămătar, iar cu restul să-și hrănească pe cei ai casei lui. Apoi s-a dus apostolul la Efes și petrecea în casa lui Domnos, unde a adus o mare mulțime la Hristos și a făcut nenumărate minuni, împlinindu-se toți anii lui 100 și câțiva. A ieșit din casa lui Domnos cu cei șapte ucenici ai săi și, mergând la un locoare care le-a poruncit să de acolo. Și era spre ziua, iar el, ducându-se ca la o aruncătură de piatră, S-a rugat, după aceea, să pânduce nici un mormânt în chipul crucii de lungimea staturei sale, precum le-a poruncit. A zis lui Prohor să meargă la Ierusalim și acolo să petreacă până la sfârșitul său, învățându-și ucenicii și sărutându-i le-a zis, trăgând pământul, mama mea, acoperiți-mă, și l-au sărutat ucenicii, acoperindu-l până la genunchi. El iar sărutându-i pe ei l-au acoperit până la grumaji și a pus pe fața lui o basma și așa l-au sărutat, plângând foarte tare, apoi l-au acoperit cu totul. Auzind de aceasta, frații din cetate au venit și, dezgropând mormântul, n-au aflat nimic, plânsau foarte mult și rugându-se s-au întors în cetate. Apoi, în tot anul, din mormântul lui se arăta praf subțire, în opt zile ale lunii mai, și tămăduiri bolnavilor se dau cu rugăciunea Sfântului Apostol Ioan spre cinstea lui Dumnezeu, Celui întreime lăudat în vecii vecilor. Amin. Despre anii câți a viețuit Sfântul Apostol Ioan nu se știe exact. Unii scriu că a trăit 120 ani, iar alții zic 105 și 7 luni. Se știe însă că a trăit mai mult de 100 de ani.